Un al treilea caz de variola maimuței a fost confirmat în România. Este vorba despre un bărbat de 31 de ani care este în prezent internat la Spitalul Victor Babeș din capitală. Starea generală de sănătate a pacientului este bună, au transmis reprezentanții Ministerului Sănătății. Și ceilalți doi bărbați confirmați ieri sunt în izolare. DSP București a deschis anchete epidemiologice în fiecare caz pentru a stabili contactii. Ministrul Sănătății spune că nu există motive de îngrijorare, pentru că boala nu se transmite foarte ușor. Recomandarea este, cel puțin din punct de vedere a relațiilor intime, să se evite relațiile întâmplătoare cu persoane necunoscute. Folosirea corectă a prezervativului este o metodă de a scădea foarte mult riscul de transmitere a infecțiilor cu transmitere sexuală și se dovedește că această boală este, până în momentul de față, transmisă mai degrabă prin pe cale sexuală.